If you kneel with me, we'll start with a prayer. Să ne plecăm și să începem cu o rugăciune. Dear Lord, Tatăl nostru din cer, thank you for the opportunity to meet again. Îți mulțumim pentru oportunitatea de a ne reîntâlni. As we study further the truths you've been opening to us in this time, pe măsură ce continuăm să studiem adevărurile pe care tu ni le descoperi în acest timp, as we look back on our past history, pe măsură ce privim înapoi spre istoria noastră trecută, I pray that you'll inspire us even more. Te rugăm să ne inspiri și mai mult in our conviction of your leading, legat de convingerea că tu ne conduci, and in our love for the truth you've been unveiling, și dragostea pentru adevăr pe care tu ne-o descoperi. I pray, Lord, that you only increase the light shining upon this movement. Te rog, Doamne, să faci ca lumina care strălucește peste această mișcare să crească. And that none will doubt the light behind them. Și fie ca niciunul să nu se îndoiască de lumina care este în spatele lor în trecut. I pray this in Jesus' name. Mă rog toate acestea în numele Domnului Isus. Amen. Amin. For most of you, good morning. Pentru cei mai mulți dintre voi, spun bună dimineața. It was a little bit difficult to consider what should be taught today. A fost puțin dificil să aleg despre ce anume să discutăm azi. Because it feels like we have many loose ends. Pentru că am sentimentul că sunt multe idei neterminate. And many things that we need reminding of. Și de asemenea multe lucruri care avem nevoie să ne fie reamintite. I've decided to begin with Acts 27. Am decis să încep cu Fapte 27. I want us to have a short revision of Acts 27. Vreau să facem o scurtă recapitulare la Fapte 27. Then I would like to also at this camp meeting. Și aș dori de asemenea în cadrul acestei tabere. Return to our document, how the Constitution became Christian. Să ne întoarcem la documentul acela, cum a devenit Constituția creștină. Tie up the final point that I wanted to make. Și să concluzionez ideea finală pe care am vrut să o fac, să o amintesc. Then you would remember that if you've watched the last Sabbath presentation I did for Oceana. Dacă vă amintiți ultima prezentare din sabat pe care am făcut-o sabatul trecut. We were repeating and enlarging the line of Eden to Eden. Am repetat și am dezvoltat linia de la Eden la Eden. And then I also wanted us to consider sources. Și de asemenea am vrut să analizăm și să luăm în considerare sursele. All of the things that I'm trying to cover. Toate lucrurile pe care încerc să le acopăr. A current questions I see echoing in the movement. Sunt întrebări pe care văd că apar, că se ridică în mod curent în mișcare. At the last camp meeting, în cadrul ultimei tabere, I said that the midnight cry gave us three stories. Am spus că strigătul de la miezul nopții ne-a dat trei istorii, trei povești, da, istorii. It taught us of the counterfeit. Ne-a învățat despre contrafacere.
Protestantism? Despre protestantism? In modern Israel. Și Israelul modern. What all of these three stories have in common? Lucrul pe care îl au în comun toate aceste trei istorii is their repeating pattern. Este faptul că repetă un anumit tipar. Three successive histories. Prin trei istorii succesive. First of all, the counterfeit. În primul rând, contrafacerea. 1899 to 1945 până în 1945 a history of failure. Avem o istorie a eșecului. John Paul II, Ioan Paul al II-lea, and what he attempted was a history of failure. Și ceea ce a încercat el a fost o istorie a eșecului. Then under Benedict and Francis we see beginning a history of success. Iar apoi în timpul lui Benedict și Francis vedem că începe o istorie a succesului. Protestantism 1888. Protestantismul în 1888. 1950s. Apoi anii 1950, 1979 to the Sunday Law. Iar apoi din 1979 și până la legea duminicală. Failure, failure, success. Eșec, eșec, iar apoi succes. For space, I'm not being more precise with the dates. Datorită spațiului, nu sunt mai precisă, mai exactă cu datele. Modern Israel, Millerite history. Israelul modern, istoria milerită, 1888 history, istoria din 1888, 1989 to the end. Iar apoi din 1989 până în timpul sfârșitului. Failure, failure, success. Eșec, eșec, iar apoi succes. So before these three histories were fully dug out, înainte ca aceste trei istorii să fie înțelese mai în profunzime, the whole midnight cry began with a different structure. Întregul mesaj al strigătului de la miezul nopții a început, de fapt, cu o structură diferită. It took us back, ne-a dus înapoi, to a distant vantage point, la un punct distant în timp. And what God showed us, și ceea ce Dumnezeu a vrut să ne arate, was the history, the story of two institutions from 1798 to the Second Advent. A fost istoria sau călătoria a două instituții începând cu anul 1798 și până la a doua venire. We had a broad overarching view. Ni s-a prezentat o imagine de ansamblu largă, o perspectivă largă of the entire time of the end, a întregii perioade numită timpul sfârșitului. That's the story of Acts 27. Aceasta este istoria din Fapte 27. A sweeping view of the whole time of the end, o perspectivă largă a întregii perioade numită timpul sfârșitului. Before again using structures, înainte de a începe să folosim din nou structuri, God shone a spotlight on the papacy, Protestantism and modern Israel. Și apoi Dumnezeu ne-a arătat lumina reflectoarelor, protestantismul, papalitatea și Israelul modern. Îmi place acest studiu despre Fapte 27. Because when we start to feel overwhelmed or confused, când începem să ne simțim copleșiți și confuzi, when you start to get cross-eyed with details, când începem să simțim că ne pierdem în detalii, it enables you to step back and look at the big picture.
Acest studiu te ajută să faci un pas înapoi și să privești imaginea de ansamblu. Just a point. Doar o idee. When we say Adventism and modern Israel, are we talking about the same thing? Când spunem adventism și când spunem Israelul modern, vorbim despre același lucru? When we talk about the ship of Alexandria in modern Israel. Când vorbim despre corabia din Alexandria și Israelul modern? Sister Tamina says no. Sora Tamina spune nu. There's a mixture. Este un amestec. I might be asking a trick question. Poate pune o întrebare capcană. But I would suggest no. Dar eu aș sugera că nu. Because our history for modern Israel is a history of success. Pentru că istoria noastră, ca și Israel modern, este o istorie de And succes. we all know what Acts 27 says about the institution. Însă noi știm cu toții ce spune Fapte 27 despre instituție. So we need to be able to look at Adventism with two different perspectives. Deci trebuie să putem privi la adventism din două perspective diferite. Just as you would have to think of ancient Israel with two different perspectives. Tot așa cum ar trebui să privim la Israelul din vechime din două perspective diferite. Ancient Israel Israelul din vechime, Israelul antic, as an institution it failed. ca instituție a eșuat. As a movement it succeeded. Dar ca mișcare a fost de succes. As a movement that had failure, and then success in the time of Rome. Ca mișcare care a avut parte de eșec, iar apoi în timpul Romei de succes. But the institution of ancient Israel crumbled. Însă instituția Israelului antic s-a dărâmat. This is what we see repeated. Lucrul acesta îl vedem în mod repetat. When we have the structures of modern Israel, Când avem structura Israelului modern, as a movement, it's success. ca mișcare este una de succes. As an institution, it's failure. Dar ca și instituție, este un eșec. I think everyone gets the point I was trying to make now. Cred că cu toții putem înțelege ideea pe care am vrut să o subliniez. What I want to do is just tidy up this second line, the ship of Alexandria. Ceea ce am vrut să fac este să clarific această linie legată de corabia din Alexandria And then remind us of a couple of things. și să ne reamintim câteva lucruri. This is the line I love. Aceasta este linia care îmi place. It's going to take us from the time of the end to the second advent. Pentru că ne duce de la timpul sfârșitului până la cea de-a doua venire. 1798, it leaves the port of Alexandria. În 1798 pleacă din Alexandria, din portul That's Alexandria. where the ship begins its journey. Acolo este punctul în care corabia își începe călătoria. Because the theme of this line is not Paul, it's the ship. Pentru că tema acestei linii nu este Pavel, ci este corabia. And this ship represents two institutions. Și această corabie reprezintă două instituții. Both rising up in 1798. Ambele se ridică în 1798. United States and Adventism. Statele Unite și Adventismul. It takes us through Myra and Lycia. Ne duce pe la Mira și pe la Licia.
the bitter experience and harvest of 1844. Experiența amară și secerișul din 1844, which was a bitter experience for both institutions, care a fost o experiență amară pentru ambele instituții, both lose their way in 1863. Și ambele deraiază în 1863. We have 126 years. Apoi avem 126 de ani. For time, I'm skipping that part of the voyage. Datorită timpului, voi sări peste această parte a călătoriei. We pick it up in Lycia. Și continuăm din Licia. Where Paul gives a message. Unde Pavel vine cu o solie. And he's ignored. Dar este ignorat. We come to 2001, Euroclydon. Ajungem la 2001, la Euroclid. It's here that the ship is largely destroyed. Aici corabia este distrusă în cea mai mare parte. What destroys Adventism in 2001? Și ce anume distruge adventismul în 2001? What's the destruction that comes to Adventism? Care este acea distrugere care vine asupra adventismului? My focus today in this history is particularly Adventism. Da, azi mă concentrez în mod special asupra adventismului, asupra istoriei adventismului. Spiritual formation. Formarea spirituală, zice cineva. I don't know the history of women's ordination in 2001. Nu știu despre o istorie a hirotonirii femeii în 2001. I want to suggest the following then. Aș vrea să sugerez următorul lucru. We say Adventism rose up in 1798. Noi spunem că adventismul s-a ridicat în 1798. Not only had William Miller not yet converted, he hadn't even yet become a deist. Însă William Miller încă nu era nici măcar convertit, nu era nici măcar deist. But even though there's all that history still to come, și deși toată acea istorie era pe punctul de a urma, de a începe, we market Adventism as beginning there because of the arrival of the first angel. Din punct de vedere spiritual, marcăm începutul adventismului acolo pentru că marchează începutul soliei primului înger. Even though he was far from doing a work yet. Deși încă era departe de a face o lucrare. He's not actually doing that work till over here. Și nu face efectiv acea lucrare până în acest punct. He's years from even beginning to study. La ani buni după ce a început studiul. But I hope we're all comfortable why Ellen White marks it here. Dar cred că cu toții înțelegem și suntem în clar cu motivul pentru care noi începem de aici, din 1798. So when that institution is largely destroyed here, și când această instituție este în mare parte distrusă aici, I'm not so concerned about finding an event in a year. Nu sunt atât de mult preocupată de a găsi un eveniment pentru acel an. This is the arrival of the second and third angels' messages. Dar aici marcăm sosirea soliei primului și celui de-al doilea înger. And these are the messages that are going to destroy Adventism. Și acestea sunt mesajele care urmează să distrugă adventismul. Parable teaching. Învățătura prin parabole. The midnight cry message. Solia strigătului de la miezul nopții. It condemns two institutions. Condamnă două instituții.
It condemns Adventism as an institution. It condemns the United States as an institution. Condamnă adventismul ca și instituție și condamnă Statele Unite ca și instituție. And when they arrive, și când ei sosesc, whether people recognize it or not, fie că oamenii recunosc sau nu acest lucru, just as no one living in 1798 recognized it here, așa cum nimeni nu a recunoscut ce se petrecea de fapt în 1798, the ship's destruction became inevitable. Însă distrugerea corăbiilor a devenit inevitabilă. Coming back to Acts 27. Revenind la Fapte 27. I'll fly through this quickly. Voi trece pe scurt peste această istorie. There's two messages in this history. Sunt două mesaje în această istorie. In this first waymark, la acest prim marcaj, there is an increase of knowledge about the shipwreck. Este o creștere a cunoștinței legat de naufragiul care urmează să aibă loc. You'll find that story in Acts 27, beginning at 21. Veți găsi acea istorie în Fapte 27, începând cu versetul 21. Verse 21 to 26. Versetele de la 21 la 26. This is 2019. Vorbim despre 2019. And I have an increase of knowledge. Și are loc o creștere a cunoștinței. Of the Sunday law. Cu privire la legea duminicală. That's increase of knowledge of the shipwreck. Și acea creștere a cunoștinței legată de naufragiu. You'll find in verses 27 to 29. O veți găsi în versetele de la 27 la 29. And we have covered it many times. Și am discutat despre aceasta de multe ori. Symbology that connects this to the midnight cry. Simbolismul care leagă aceasta de solia strigătului de la miezul nopții. Midnight cry, shut door at the Sunday law. Miezul nopții, strigătul de la miezul nopții, închiderea ușii, închiderea legea duminicală. Shipwreck becomes inevitable at Euroclydon. Naufragiul devine inevitabil la Euroclidon. An angel comes down. Un înger coboară. There is an increase of knowledge. Are loc o creștere a cunoștinței. It's formalized. Apoi este formulată. A cry is made. Un strigăt are loc. They have some understanding of time. Ajung să aibă o înțelegere despre timp. And then shipwreck. Iar apoi urmează naufragiul. Verses 39 to 44. Versetele de la 39 la 44. When this boat is shipwrecked, când această corabie naufragiază, they all make it to the shore. Ei ajung cu toții la liman, în siguranță. And I stand in two companies. Și se împart în două categorii, în două tabere. One part join with Paul in praising God. O parte se alătură lui Pavel și se laudă pe Dumnezeu. And those who have not accepted God through that experience. Iar aceia care nu l-au primit pe Dumnezeu în ciuda experienței prin care au trecut, cui se roagă ei? Who do you pray to if you're a shipwrecked sailor?
Cui te rogi dacă ești un marinar naufragiat? Pagan gods, Satan, Satana, zei păgâni spun pe chat. the god of the sailors. Dumnezeul marinarilor. Castor and Pollux. Castor și Pollux. So, in that religion, În acea religie, they believe that there is a father. ei credeau că există un tată. I can't remember. I think this might be Zeus. Nu mi-amintesc exact, cred că este vorba de Zeus. Someone can correct me if I'm wrong. Vă rog să mă corectați dacă spun greșit. His father has two sons. Și acest tată avea doi fii, Castor and Pollux. pe Castor și pe Pollux. One of them is going to die. Unul dintre ei urma să moară. The other son is heartbroken at the death of his brother. Iar celălalt frate este cu inima frântă la moartea fratelui său. His brother is resurrected. Iar fratele lui este înviat. But forever must maintain the human form. Însă trebuie pentru totdeauna să păstreze o formă de ființă umană. What does that sound like? Cu ce seamănă aceste idei? You have three members of a Godhead. Avem trei membri ai divinității. One of them dies, resurrects, maintains a human form. Unul dintre ei moare, apoi reînvie și păstrează pentru totdeauna o formă This umană. is a counterfeit story of the Godhead. Este o istorie contrafăcută a dumnezeirii. So at this way mark, you have the choice between a true God and a counterfeit God. Deci, la acest marcaj avem alegerea între Dumnezeul adevărat și Dumnezeul contrafăcut. A true God and a pagan counterfeit. Un Dumnezeu adevărat și o contrafacere păgână. A true God and an apis bull. Un Dumnezeu adevărat și un taur apis. That's the division that occurs on the shore after shipwreck. Aceasta este separarea care are loc pe mal după ce corabia a naufragiat. On the island, there are two events. Iar apoi pe insulă se petrec două evenimente. Paul encountering the snake. Pavel, care se întâlnește cu șarpele, cu vipera. He begins to gain the attention of the islanders here. Și acesta este punctul în care începe să aibă parte de atenția localnicilor de pe insulă. But then when he heals, Dar apoi când se vindecă, believe it was the son of the chief man of the island. cred că era fiul șefului insulei. The father of the chief man of the island. Sau tatăl șefului insulei. Publius. Publius. His father is healed by Paul. Tatălui And when Publius that este healing occurs, vindecat de Pavel și people begin to flock to Paul. când acea vindecare are loc, oamenii încep să vină la Pavel. And he works on that island teaching and healing for 3 months. Iar el lucrează pe acea insulă, învățând și vindecându-i pe oameni timp de 3 luni. We've marked this as a time period between the Sunday law and the close of probation. Am marcat această perioadă de timp ca având loc între legea duminicală și încheierea timpului de probă. It's Paul's ministry to that third group.
Este lucrarea lui Pavel către cel de-al treilea grup. The Nethinims. Netinimii. So that's as far as really has been taught before. Sunday law to the close of probation. Până aici am studiat de obicei de la legea duminicală și până la încheierea timpului when de probă. Paul's work for that third group comes to an end. Când lucrarea lui Pavel pentru cel de-al treilea grup se încheie. And they're taken away on the ship, the Castor and Pollux. Iar ei sunt duși mai departe pe o corabie al cărei însemn era Castor și Pollux. So what arises to take Paul away here? Ce anume se ridică ca să îl ducă pe Pavel aici? It's a counterfeit. Este contrafacerea. Now I don't claim to have any clear literal understanding of the final time of trouble. Nu pretind să am vreo înțelegere clară legată de timpul de strâmtorare final. As long as we are in this dispensation, I don't believe we can have a clear understanding. Pentru că atâta timp cât suntem în această dispensațiune, nici nu cred că putem avea o înțelegere clară. And we've long said that after the Sunday law we will have a clear understanding of the time of trouble and of the counterfeit. Și de mult am spus că după închiderea timpului de probă vom avea o înțelegere clară a timpului de strâmtorare și a contrafacerii. But what I want to do is lay out the structure. Însă ceea ce vreau să fac acum este să trasez structura, să prezint structura, fără să încerc să fac vreo aplicație foarte serioasă. I've said before that the ship of Alexandria, am spus și în alte ocazii că corabia din Alexandria ne duce de la timpul sfârșitului până la cea de-a doua venire. And all I want to put into place is that history between the close of probation and the second advent. Ceea ce vreau să clarific este acea istorie dintre încheierea timpului de probă și a doua venire. And I don't want to do this making application about the time of trouble. Și nu vreau să fac aceasta prin a face aplicații legate de timpul de strâmtorare, timpul, da. So we have the journey of the ship of Alexandria from 1798 to 1863. Avem mai întâi corabia din Alexandria care călătorește din 1798 până în 1863. It loses its way. Apoi deraiază de la drumul ei. Goes off course. Da, deci deraiază, o ia o întorsătură. We pick it up in 1989. Vedem din nou în 1989. Fail to listen to a message. Eșuează să asculte un mesaj. Destroyed from 2001. Începe să fie distrusă din 2001. By the arrival of two messages. Prin sosirea a două solii. That predict the shipwreck. Care prezic naufragiul ei. Through two messages, through an increase of knowledge. Prin două mesaje, prin o creștere a cunoștinței. That shipwreck is explained to them. Acel naufragiu le este explicat. It divides that the people of that institution into two groups. Și aceasta îi împarte pe oamenii din acea instituție în două tabere. It divides Adventism into two groups. Și desparte adventismul în două tabere. Adventists who will stand with God. Adventiștii care vor sta de partea lui Dumnezeu. The God revealed by the second and third angel's message. Dumnezeul care este descoperit de a doua și a treia solie îngerească. Or the apis bull of their own invention. Sau care îl vor urma pe taurul apis format de propria lor imaginație.
They go to work for the world, the third group. Merg la lucru să lucreze pentru lume, pentru al treilea grup. Two events draw Paul to the attention of the whole island. Și două evenimente îl aduc pe Pavel în atenția întregii insule. His work for the third group is severed. Iar lucrarea pentru cel de-al treilea grup încetează. When this ship arrives to take him away. Când această corabie sosește pentru a-l lua. Now what's the theme of this line? Deci care este tema acestei linii? What's the theme? Is it telling the story of? Care este tema? Ce poveste spune ea? Acts 28:11. Fapte 28:11. It's talking about the ship, the Castor and Pollux. Vorbește despre corabia Castor și Pollux. And it's called a ship of Alexandria. Și este numită o corabie din Alexandria. So this ship, the Castor and Pollux, is also a ship of Alexandria. Deci această corabie numită Castor și Pollux este de asemenea o corabie din Alexandria. And the theme is the ships of Alexandria. Iar tema este corabiile din Alexandria. So to repeat, the Castor and Pollux is a ship of Alexandria, a grain ship. Deci pentru a repeta, Castor și Pollux este de asemenea o corabie din Alexandria. And where is its destination? Și care este destinația ei? Where do the ships of Alexandria go? Unde s-au îndreptat corăbiile din Alexandria? This ship of Alexandria goes to the shipwreck. Această corabie din Alexandria a naufragiat. But where was it heading? Where's its destination if it had have made it? Dar încotro se îndrepta? Care era destinația ei dacă ar fi reușit să ajungă? Everyone says Rome. Toată lumea spune Roma. I want to suggest no. Aș vrea să sugerez că nu. You go back to chapter 28. Dacă vă întoarceți la capitolul 28. Verses 12 and 13. Versetele 12 și 13. Verse 11, they leave on the ship. Versetul 11, pornesc cu corabia. In verse 12, they go from the island, then they land at Syracuse. În versetul 12, aruncă ancora la Siracuza. Then Regium. Apoi Regium. Then Puteoli. Apoi la Puteoli. I want to read a little information on Puteoli. Aș vrea să citim câteva informații despre Puteoli. This is a website called World Archaeology. Acesta este un site web numit Arheologia pe web. In the first century, Puteoli was the most important town in the area. În primul secol, Puteoli era cel mai important oraș din zonă. Two very special ports. Erau două porturi foarte speciale. Puteoli. Puteoli. And Ostia.
și ostia. Ostia was at the mouth of the Tiber. Dar ostia era la gura Tibrului, râului Tibru. But the problem with ostia, dar problema cu ostia is it was not able to take in the 300 ton grain ships from Egypt and from Africa. Era că nu putea să preia corăbiile cu 300 de tone de grâu care veneau din Egipt sau din Africa. So these massive ships never went to Ostia, they went to Puteoli. Aceste corăbii foarte mari niciodată nu mergeau la Ostia, ci mergeau la Puteoli. And from Puteoli they would be distributed. Iar apoi de la Puteoli lucrurile erau distribuite mai departe. This countryside was the economic powerhouse of central Italy. Această zonă era sursa puterii economice din centrul Italiei. And would be able to provide the goods that would be swapped for the grain. Și putea să ofere bunurile de care aveau nevoie. So grain is taken from Alexandria to Puteoli. Deci grâul era dus de la Alexandria la Puteoli. It's unloaded at Puteoli. Era descărcat la Puteoli. And there it's loaded up with Italian goods to transport back. Iar de acolo erau încărcate bunuri din Italia pentru a fi transportate înapoi, duse mai departe înapoi. Eastern Bible Dictionary. Dicționarul biblic răsăritean. Puteoli was the great emporium for the Alexandrian corn ships. Puteoli era marea magazie a corăbiilor cu grâne alexandriene. Smith's Bible Dictionary. Dicționarul biblic Smith calls it the great landing place of travelers to Italy from the Levant. Îl numește marele loc de debarcare pentru cei care călătoreau spre Italia din Lavon. And the harbor to which the Alexandrian corn ships brought their cargoes. Și un port în care, un golf în care corăbiile din Alexandria puteau să își descarce încărcătura de grâne. The ancient writer Seneca. Scriitorul antic Seneca. He would describe how the Puteolans would watch for the appearance of the Alexandrian corn ships. Descria modul în care locuitorii din Puteoli vegheau sosirea corăbiilor cu grâne din Alexandria. You didn't have 300 ton grain ships sailing into Rome. Corăbiile cu sute de tone de grâne nu navigau spre Roma. They left Alexandria, they sailed to Puteoli and back. Ele mergeau spre din Alexandria spre Puteoli și se întorceau înapoi. So while Paul journeys on to Rome, Paul is not the theme of this line. În timp ce Pavel călătorea spre Roma, nu Pavel este tema acestei linii. The theme is the ship of Alexandria. Ci tema este corabia din Alexandria. And this ship, if it hadn't have been wrecked here, și această corabie, dacă nu ar fi naufragiat aici, the precious grain that it was invested with here, grâul prețios care a fost încărcat pe ea aici, was not destined for Rome, it was destined for Puteoli. Nu era destinat să ajungă la Roma, ci era destinat să ajungă la Puteoli. That was the course of the ship. Dar care a fost cursul corabiei? It's shipwrecked here. Corabia a naufragiat aici. Another ship completes that process. Iar apoi o altă corabie completează procesul. Does that make sense?
Are sens, are logică. So there are, as you would expect, Așa cum v-ați aștepta, two stops between the island and Puteoli. sunt două opriri între insulă și Puteoli. I'll map the structure. I'm not trying to make application. Doar marchez această structură, nu încerc să fac aplicații. Except to say it doesn't look pleasant. Doar remarc faptul că nu pare să arate ca ceva foarte plăcut. Syracuse Siracuza and Rhegium. și Regium. It's a little tricky to find the meaning of Syracuse. Este puțin complicat să găsim explicația cuvântului But Siracuza, it is believed to have come from the Phoenician word Syra. dar se crede că provine din cuvântul fenician Sira, Which means to feel ill or sick. care înseamnă să te simți bolnav, să te simți rău. They believe in reference to the location of the city near a swamp. Se crede că este în referință la orașul care era cel mai apropiat de ei. Regarding Regium, Cu privire la Regium, reading from Fawcett's Bible Dictionary. citând din Falsehood's Bible Dictionary, Says that it's quite curious. spune că este un lucru destul de curios, A curious coincidence, they call it. o coincidență curioasă, o numesc ei, o coincidență interesantă, That the coins of Rhegium are all stamped with the twin brothers Castor and Pollux. că monedele din Regium toate aveau inscripționate pe ele pe frații gemeni Castor și Pollux. I find a curious coincidence because that's the ship. Mi se pare o coincidență interesantă pentru că chiar asta era numele corabiei. So there's something on this line about Castor and Pollux. Dar este ceva cu privire la această linie care are de-a face cu Castor și Pollux, We find it located three times. pentru că deja îl găsim de 3 ori amintit și localizat. They have unfavorable winds between Syracuse and Rhegium. Au parte de vânturi nefavorabile între Siracuza și Regium. But here they get favorable winds. Dar aici au parte de vânturi favorabile. It take them quickly from Rhegium to their final destination. Și ajung rapid de la Regium la destinația lor finală. So I want to suggest this is Acts 27, the line of Alexandria. Aș vrea să sugerez că aici avem Fapte 27, linia corabiei din Alexandria. It's giving us a neat overview of 1798 to 1989. Și ne dă o perspectivă clară din 1798 până în 1989. Then when we get post 2001 in our own history, Dar apoi după ce trecem de anul 2001 în istoria noastră, it becomes much more detailed. începe să ne ofere tot mai multe detalii. You have an increase of knowledge and a formalization. Avem o creștere a cunoștinței și o formulare. A perfect structure in all three dispensations. O structură perfectă în toate cele 3 dispensațiuni. On this line of 144,000.
pe această linie a celor 144.000, that 2001 to Second Advent time period. Acea perioadă de timp de la 2001 până la cea de-a doua venire. So while that ship of Alexandria takes us from 1798 to the Sunday World. În timp ce acea corabie din Alexandria ne duce din 1798 până la legea duminicală. The story of ships of Alexandria isn't over yet. Istoria corăbiilor din Alexandria nu este încă încheiată. Because Paul's going to do a work in that time period. Pentru că Pavel va face o lucrare în acea perioadă de timp. And then a second ship of Alexandria is going to complete that journey. Iar apoi o a doua corabie din Alexandria va duce la încheiere acea călătorie. This is to particularly to answer the question of a dear friend. Aceasta a fost în special pentru a răspunde la o întrebare din partea unui prieten drag. But it's also taking us back into the story of Adventism. Dar de asemenea ne aduce înapoi la istoria adventismului. And the Apis bull. Și la taurul Apis. We know that Adventism as an institution is shipwrecked at the Sunday World. Noi știm că adventismul ca și instituție va naufragia la legea duminicală. What happens at the Sunday World? Și ce se întâmplă la legea duminicală? Great Controversy 442.1. Tragedia Viacurilor, 442, paragraful 1. We have a French reference. CS479. A scris referința din limba franceză. Wait one. That's the French. Just one thought from this paragraph. Doar un singur gând din acest paragraf. Do people have it in their own language? Fiecare o are în propria limbă. Translated. The prediction that it will speak as a dragon and exercise all the power of the first beast plainly foretells a development of the spirit of intolerance and persecution that was manifested by the nations represented by the dragon and the leopard-like beast. Profetizarea că va vorbi ca un balaur și va folosi toată puterea fiarei din tâi prevestește în mod clar dezvoltarea unui spirit de intoleranță și persecuție pe care l-au dat pe față națiunile reprezentate prin balaur și prin fiara care se aseamănă cu un leopard. There's a lot in this passage that makes it famous. Sunt multe lucruri în acest pasaj care îl fac să fie renumit. But I'll keep going to my main point. Dar voi continua să adresez ideea mea principală. And the statement that the beast with two horns causes the earth and them which dwell therein to worship the first beast indicates that the authority of this nation is to be exercised in enforcing some of the observance which shall be an act of homage to the papacy. Iar declarația că fiara cu două coarne făcea pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi arată că autoritatea acestui popor urmează să fie folosită pentru impunerea unei respectări care va constitui un act de închinare, de respect față de papalitate. The point I want to bring out of this. Ideea pe care vreau să o subliniez de aici at the Sunday law, este că la legea duminicală
The United States pays homage to the papacy how? Statele Unite aduce un omagiu papalității, dar cum anume? How does the United States pay homage to the papacy? Cum procedează Statele Unite? Cum aduce un omagiu papalității? Copies it. Intolerance. O copiază prin intoleranță, sunt răspunsuri date de pecet. In the words itself, what does it mean to pay homage to something? În cuvintele din text, ce reiese? Ce înseamnă să aduci omagiu cuiva? It's a different language, but I think one brother has it just how I wanted it. Sunt limbi diferite, dar cred că un frate a formulat exact ce am vrut să spun. Enforcing an observance. Prin impunerea unei respectări. That's what it says in the passage. Exact așa spune în pasaj. It doesn't say intolerance is the homage or persecution is the homage. Nu spune că intoleranța este omagiul, nu spune că persecuția este omagiul. The very last sentence gives us a word and its definition. Chiar ultima frază ne dă un cuvânt și ne dă și definiția, explicația lui. The act of homage, actul de a aduce un omagiu, is the enforcement of an observance. Este impunerea unei respectări. We see that in the last sentence. Putem vedea lucrul acesta în ultima frază. It's in enforcing the observance of something that is the act of homage. Spune, va fi folosită pentru impunerea unei respectări care va constitui un act de închinare. We have to be careful of this conspiratorial mindset. Trebuie să avem grijă cu această mentalitate conspiraționistă. That looked at 2001 and said this is all friends coming together behind the scenes. Care s-a uitat la anul 2001 și a spus toate lucrurile se adună la oaltă în spatele scenei. In a great globalist conspiracy. Într-o mare conspirație globalistă. With this evil laughter and these sneaky handshakes. Cu niște râsete răutăcioase și cu saluturi subtile. As I plot our destruction in secret. În timp ce planifică distrugerea în secret. What goes wrong here? Ce anume nu mai merge bine din acest punct? Sau ce anume merge greșit? Is the United States pays homage to the papacy. Faptul că Statele Unite va aduce un omagiu papalității. And what United States is this? Și despre ce State Unite vorbim aici? This is Protestant America. Vorbim despre America Protestantă. So Protestant America. Deci America Protestantă pays homage to the papacy. Aduce un omagiu papalității. Now does the quote say that they do that by plotting behind closed doors? Și spune acest citat că ei aduc acest omagiu făcând planuri secrete. Through some secret alliance. Prin ceva alianțe secrete. I want to describe it this way. Vreau să descriu lucrurile în felul următor. Actually no, we won't do that yet. De fapt, nu voi face încă lucrul acesta. We're going to come back to the subject of homage.
Ne vom întoarce la subiectul omagiului. But I want to make the point the homage is in the enforcement of the act. Dar vreau să subliniez faptul că omagiul este impunerea unui act. What does the word homage mean? Ce înseamnă acest cuvânt omagiu? I just want to pull out the word. Vreau să analizăm cuvântul. Submission, respect. Înseamnă supunere, înseamnă respect. The idea of submission, the idea of respect. Ideea de supunere, ideea de respect. We'll come back to that. Vom reveni la acestea. So Adventism is shipwrecked at the Sunday law. The United States is shipwrecked at the Sunday law. Deci, adventismul naufragiază la legea duminicală, de asemenea, Statele Unite naufragiază la legea duminicală. Why? De ce? What does Adventism do at the Sunday law? Ce face adventismul la legea duminicală? What does the General Conference do at the Sunday law? Ce face conferința generală la legea duminicală? Now, does the President of the General Conference Oare președintele conferinței generale go and kiss the foot of the Pope? se va duce și va săruta picioarele papei? Does he like the Pope? Sau îl va urma pe Does papa? he support Catholicism? Va susține catolicismul? Does he stop teaching that the Catholic Church Va înceta oare să mai învețe că Biserica Catolică is that great evil beast of end time prophecy? este acea fiară rea din profeția biblică? The Antichrist. Că este anticristul? So how does the General Conference pay homage to the Pope? Deci cum va aduce conferința generală un omagiu papei? When an act is introduced to the United States, Atunci când un anumit act este introdus în Statele Unite, who takes part in this act? ei vor lua parte la acel act, vor susține. Adventism. Adventismul va susține. Through the support of the act, și prin susținerea acestui act, Adventism as an institution, Adventismul ca și instituție will pay homage to the papacy, va aduce un omagiu papalității. Without ever thinking, intending, planning to do so. Fără ca vreodată să se gândească sau să intenționeze să facă lucrul acesta. Now, trecem acum mai departe. How the Constitution became Christian. Cum a devenit Constituția creștină? I want to rename this document. Aș vrea să redenumesc acest document. Three times the United States tried to pay homage to the papacy. De trei ori Statele Unite a încercat să aducă un omagiu papalității. First homage failed. Second homage failed. Primul omagiu a eșuat. Al doilea omagiu a eșuat. Last homage succeeds. Dar ultimul omagiu are succes. First homage, the eyes of Adventism are wide open. În timpul primului omagiu, ochii adventiștilor sunt larg deschiși. First homage, the eyes of Adventism are wide open. Deci la primul omagiu, ochii adventiștilor sunt deschiși larg. Second homage, la al doilea omagiu,
We're sailing around somewhere we were never meant to be. Navighează într-o direcție, pe o poziție în care nu ar fi trebuit niciodată să se afle. Completely off course. Deraiază complet. Terribly worried about being called a cult. Foarte preocupați de a nu fi numiți un cult. That's 1950s history. Este istoria anilor 1950. And we can barely understand what's going on, barely raise a cry. Și abia pot să înțeleagă ceea ce se petrece, abia se ridică vreo avertizare. So 1888 history, we stand on the right side. Deci în istoria din 1888 au stat de partea corectă. 1950s history, we're running blind. Apoi în istoria din 1950 sunt deja orbiți. When it comes to the history of the third attempt to pay homage. Când vine vorba de istoria celei de-a treia încercări de a aduce un omagiu. At the Sunday law, we stand with Protestantism. La legea duminicală stă de partea protestantismului. And figuratively bow down to the papacy. Și la modul figurativ se închină în fața papalității. So when we come back tomorrow, când vom reveni mâine, we're going to have one last look at this document. Vom mai privi o dată la acest document. But we want to go back to 1888. Dar vrem să ne întoarcem înapoi la 1888. And I want to make sure everyone in this movement. Și vreau să mă asigur că fiecare din această mișcare. All of us need to understand what homage looks like. Cu toții trebuie să înțelegem cum arată acel omagiu. 1888 showed us what homage looks like. Pentru că 1888 ne-a arătat cum arată un omagiu. We have a perfect example of that. Avem un exemplu perfect al acestui lucru. And if we can see it in 1888, we will know what homage looks like today. Și dacă vom putea să vedem ce s-a întâmplat în 1888, vom putea înțelege cum arată un omagiu azi. If you kneel with me, we'll close in prayer. Să îngenunchem și să încheiem cu o rugăciune. Dear Lord, Tatăl nostru din cer, thank you for this opportunity to meet. Îți mulțumim pentru această oportunitate de a ne întâlni. Thank you for the warnings you send. Îți mulțumim pentru avertizările pe care ni le trimiți. We don't want to be deceived. Nu vrem să fim înșelați. None of us do, Lord. Niciunul dintre noi nu vrea aceasta. May we not just tolerate this message. Fie nu doar să tolerăm acest mesaj. May we love every part of it. Ci să iubim fiecare parte a acestui mesaj. Lord, it's not enough for us to just identify what sin is. Doamne, nu este suficient ca noi să identificăm doar care este păcatul. The racism, the sexism, the homophobia. Rasismul, sexismul, homofobia. May we not be content until we hate them. Ajută-ne să nu fim mulțumiți până nu vom ajunge să urâm aceste păcate. When we can look back with horror at our past course. Când vom privi cu oroare la comportamentul nostru din trecut. Because only when we look back with horror. Pentru că doar atunci când vom privi înapoi cu oroare. When we see what you identify as sin. Vom putea vedea ceea ce tu identifici ca fiind păcat. And hate it.
și vom putea să urâm acel lucru. Can you have trust in us to not bring it back a second time? Și doar atunci tu vei putea avea încredere în noi că nu vom readuce aceste păcate pentru a doua oară. Te rugăm, ajută-ne să vedem păcatul așa cum îl vezi tu. Not the comfortable of idea of sin that we've taken from our idolatry. Nu acea idee confortabilă despre păcat pe care am avut-o în idolatria noastră. Pray, Lord, that we will be willing participants in this transformation. Mă rog, Doamne, ca să fim colaboratori de bunăvoie în această transformare. Clay in the hands of the potter. Să fim ca lutul în mâinile olarului. I pray this in Jesus' name. M-am rugat toate acestea în numele lui Isus. Amen. Amin. Thank you, everyone. God bless. Mulțumesc tuturor. Dumnezeu să vă binecuvinteze.